Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad, filiala sa Leu, a găzduit astăzi festivitatea de absolvire a promoției 2015 de asistenți medicali. Festivitatea a început în acordurile imnului Gaudiamus Igitur, intonat de către absolvenți îmbrăcați în robe. I-a felicitat și le-a urat succes în drumul care le stă în față și directorul de studii al Universității de Vest Vasile Goldiș Zalău, profesor conferențiar dr. Aurica Grec. Aniversăm astăzi un moment emoționant, deosebit de emoționant, din viața noastră, din viața comunității sălăjene. Este astăzi ziua cea mare pentru acești frumoși copii, tineri, care azi și-au împlinit un vis. Azi ei sunt absolvenții Școlii Postliceale Sanitare Vasile Goldiș. În urmă cu 4 ani, când am decis să fiu fondatorul Școlii Postliceale Sanitare Vasile Goldiș din Zalău, sincer, am avut foarte mari emoții, am avut foarte multe semne de întrebare, foarte multe îndoieli, ca la orice început de drum. Știți și dumneavoastră ce înseamnă întotdeauna să iei o decizie crucială. Sigur, pe parcursul acestor 4 ani, îndoielile n-au încetat să apară, piedicile n-au încetat să apară, dimpotrivă, s-au înmulțit. Am devenit o concurență serioasă pe piața sălajului în domeniul școlilor postliceale sanitare. La examenul de simulare care tocmai a avut loc acum, în această săptămână, la nivelul tuturor școlilor sanitare postliceale din Zalău, absolvenții noștri s-au plasat pe primul loc. Să-i aplaudăm! Și directorul Școlii Postliceale Vasile Goldiș Zalău, profesorul Silvia Bodea Sălăjan, le-a transmis un mesaj de suflet viitorilor asistenți medicali. Deci, dragii mei, viața noastră este așa cum vrem noi să fie. Și doresc din tot sufletul să vreți să aveți o viață frumoasă. Aceasta este cea de-a doua promoție de absolvenți ai Școlii Postliceale Vasile Goldiș. În total, cei 17 absolvenți ai acestei promoții au depus jurământul de onoare și credință. În numele vieții și al onoarei, eu jur. Să-mi exercit profesia cu demnitate, jur. Să păstrez secretul profesional, jur. Că atât cât mă ajută forțele și rațiunea, acțiunile mele vor fi în folosul și în buna stare a bolnavilor, ferindu-i de daune sau violență. Jur. Că voi respecta ființa umană și drepturile sale, chiar sub amenințare.